Momento de memoria de absoluto fraco, né? Certinho. Prejinho de cada torre. Aí você põe o salteiro, a memória que este homem foi para a mão, se estrelhando, caixa todo, prejinho de cada torre. Nimeni não rămâne em lumea așa. N-am venit să stăm aici. Aici este o trecere necontenită. Am răsărit, cum am spus, pe naștere și ascensiune pe moarte. Sfântul acela Dumnezeiescu, Iov, zice așa, din părțile Maicii mele am căzut în grob. Ai auzit? Atât aia părului viața pe pământ, după 430 de ani. Și după bătaia aceea mai dat Dumnezeu 140 de ani de viață. După ce l-a încercat cu atâtea chinuri și boale. Și atât aia părul că din pânzile maise a sărit în groapă. O săritură i-a părut viața asta. Voi n-am uzat cu cine aseamănă pe noi Duhul Sfânt. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa mă rog. Și iarăși, zilele lui ca umbra trebuie. Și iarăși, zilele mele ca umbra s-a plecat și eu ca iarba m-am uscat. Și iarăși zice, că s-a atins ca fumul zilele mele și oasele mele ca o stăsune. Și iarăși zilele anilor noștri ca pânza paianjului, cu pânza paianul s-au asemănat. Adică, cât e de slavă pânza paianjului, așa de slavă viața noastră pe pământ. Suntem umbră, vis și floare pe pământ. Dumnezeu zice lui Isaia, ascultă-o proroase, strigă și zi așa, înaintea poporului. Tot trupul este iarbă și toată slava omului pe pământ este ca floarea iernii. Uscat-o s-a iarba și floarea ei au căzut, iar cuvântul Domnului rămâne. Deci să nu punem bază pe viața aceasta, că e umbră și vis. Știți și rămâne în veci sufletul. După vedeți că se face țărână, cum vedeți că îngropăm și dezgropăm morți, se face puțină vreme țărână, mai după o vreme nici oasele nu mai sunt. Toate se fac nimic. Asta îți porunc așa din tăi, că pământești și pământ vei merge. Dar sufletul nu moare niciodată. Sufletul rămâne în veșii veșilor, că el e Duh, după să moară. Așa l-a făcut Dumnezeu. Și ca să știți ce se întâmplă la moarte, am să vă spun ceva. Ce se întâmplă când moare om? Să vedeți dumneavoastră în predica care urmează, care e drumul sufletului nostru, înțelegeți? De când murim și până la 40 de zile. Păi să hotărăște unea să stăm la bine sau la... Că judecata particulară a sufletului se întâmplă la 40 de zile. După care, până la judecata de apoi, este un timp de tranzacție, adică un timp provizor pentru drept și pentru păcătul. Când moare om, când și-a dat sufletul om, în clipa aceea, apar în fața lui atâta dragi câte păcate au avut om. Și atâta îngeri sfinți câte fapte bune au avut el. Așa arată Sfântul Efrem Sir. Și e o mare luptă, că Sfintele Puteri se luptă cu dragi, cum să ia sufletul. Că ei, dragi, zic că e a lor care are păcate mai mult, cei care are fapte bune, e o mare luptă, de ce e sufletul stemii de multe ori să nu iasă din trup. Îi se leagă limba și când vede, el vede atunci multe, dar nu poate spune. El a spune, uite mă cât a venit, a văzut la aga pe veche, poate știme. O săptămână, una, uite cum se luptă îngerii Domnului cu colon de aur pe cap și îi lovesc pe dragi, uite cum fug. O săptămână a spus înainte, dar a fost un om ales, Dumnezeu, să spune imagine. Dar nu toți văd taina aceasta și o poate și spune chiar. O văd, dar nu pot spune. Dar atunci mare îndrăgneală are îngerul de la botez. Dar când vine, tot se dau la o parte. Îngerul care îl avem de la Sfântul Botez are mare putere. Deci eu vă rog când vă rugați acasă, după așa ați terminat rugăciunile, faceți câteva încineșiuni la îngerul de la botez și ziceți așa, Sfinte Îngerii Păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul sau păcătos. Pentru că acest înger nu numai că ne păzește acum,
El ne păzește și în vremea morță, El călătorește cu noi prin vremele văzducului până la 40 de zile. Și-l avem de la Dumnezeu cu botez mare, ocrotitor, că dacă n-ar fi el, diavolul ar face cu noi praf. Dar o să spunem satire, nici te dormiteze și el să te păzește. Și iarăși zice, că vă răuva Angelul Domnului împrejurul celor să tem de dânsul și va izbăvi fieți. Deci clar, Îngerul este acela care ne păzește și în viața de acum și după ce a murit până la 40 de zile. Vine acel Înger, atunci când dați-o la o parte. Eu știu viața acestui suflet de când s-a născut și până acum. Și Îngerul venind începe a vorbi cu sufletul așa. Frate suflet, Sfântul Grigore din Nisa, deși zice frate, pentru că și Îngerul și sufletul este ființă rațională, de sine stăpânitoare, cuvântătoare și este Duh, cum zice Evanghelia, și voi fi toți ca Îngerul Dumnezeu. Și stă de vorbă și spune, frate suflet, iată trupul tău. Noi am pus trupul să creu sau pe laiță, unde am vrut noi. Și că mine Îngerul, ce-ate trupul tău? Ia aminte, frate suflet, acesta-i trupul tău, aceasta-i casa ta în care ai stat până acum. Cu acesta te-ai zămisit în pânzile mașii tale. Cu acesta ai trăit în pânzile mașii tale 9 luni. Cu acesta te-ai născut. Cu acesta ai trăit 50, 60, 70. Câți ani au vrut să dea Dumnezeu pe pământ? 80, 100? Că la Dumnezeu e viața, nu la mine. Și ia aminte, frate, suflete, când v-a sunat trâmbița judecății de apoi, într-o clipeală a ochiului, a să învie acest trup, cum îl vezi? Și a să intri în trânsul și a să mergem la judecată. Cum spune Apostolul Pavel, toți vom sta înaintea divanului lui Iisus Hristos ca să ia fiecare după cum a lucrat bune sau rele. Aceasta și atunci aminte, iată frate subiecte, când erai copil mic sau copiliță mică, te trimiți mama să aduci o coșiță de apă, sau să aduci zarzavazi în grădină să pui în boș, sau să duci, să aduci gârșele de la păscuri, sau să faci o treabă cât de mică, o gradă. Uite așa gândeai totuși, așa înțelegeai totuși. Și începe să-i aduc aminte din mica copilărie, ce bine a făcut el cu trupul ăsta și ce rău a făcut. Uite așa când erai în clasa întâi la școală, în a doua, în a treia, uite așa după ce ești la nume, când erai fată mare sau frățău, cât de înjurat sau măritat, uite așa după aceasta. Și îi adună, aduce aminte de atunci până la moarte în fiecare zi și așa a făcut. Că sufletul după ce este din trupă, foarte tare ține minte. Pe carază de soară nu mai îngreuiază pământul ăsta, trupul, să uite. Toate le vede ca într-o oglindă. Așa că se întâmplă ziua întâi după moarte. Ziua a doua după moarte se întâmplă un lucru mai înfricoșat. Ziua a doua după moarte îl ia Îngerul Păzător și-o duce pe unde a îmbrat omul toată viața. Atunci se întâmplă ceea ce spune Psaltirea. Pentru ce mă tem în ziua cerea? Că fără de legea călcăiului meu mă va încurcura. Toată icoana vieții omului se descopere a doua zi după moarte. Dar să-mi spui, cum părinte poate omul într-o zi să margi până i-am luat atât după aceea? Poate n-am venit astea cosmice care încungeru pământul într-o oră jumătate. Sufletul încungeru pământul cât ai clipit din ochi. Sufletul nostru și Îngerul Păzător ei merg mai repede ca razele fulgerilor. Cum spune în Biblie, alerga vor Doamne în grabă și mai repede ca razele fulgerilor sufletele drepte să vor întoarce la tine la prorocul Ezechiel, că ta așa multe locuri. Sufletul ființe gânditoare, eu de acum n-am zumnat, țin pe tine, eu îl măsc că va București să rătăie, nu ne-am zis cu limba, cu gândul am înconjurat pământul și am uitat aici, mai înainte de a pronunța. Așa de repede merge sufletul nostru după ce ieșim din trup. Și de nu e greutate să duc el în ziua a doua, cu o îngerăciune a umblat toată viața. El nu mă gândește și la locul așa. Și unde a duce ziua a doua? Îl duce pe unde a umblat omul toată viața și arată unde a făcut bine și unde a făcut rău. Și ce arată? Iată suflet. Nu-i arată decât adevărul. Uite, aici ai jucat, aici te-ai îmbătat, aici ai fost desfrânat, aici ai înjurat, aici ai fumat, aici
ai ocărât, aici ai blestemat, aici ai cântat, aici ai nenevit, aici te-ai răzbunat pe cineva, l-ai bajocorit, l-ai blestemat, l-ai jurat. Și arată ce bune, uite suflet, aici ai mers la biserică, aici ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu, aici ai miluit pe cei sărac, aici ai învățat pe copii frica unei, aici ai citit Sfintele Cărți, aici ai mers la biserică, aici ai dat necazuri cu bucurie, aici ai dat un cuvânt de folos la altul, dincolo. Uite, ai făcut milostenie, ai îmbrăcat pe cel gol, ai dăpat pe cel năsăltat, ai primit pe cel străin, arată toate. Și sufletul săracul nu poate zice nimic, că nu-i arată decât numai adevărul, că îngerul nu poate să mințească. Îi arată și cele bune și cele rele. Se minunează foarte sufletul și-l întreabă pe îngeri, Sfinte îngeri, cum de știi toate acestea? Cum să nu știu dacă pururile au fost cu tine? Tu ai mâncat, eu nu pot mânca. Tu ai dormit, eu n-am dormit. Tu ai băut, eu nu pot bea. Tu ai stat degeaba. Eu nu pot. Eu nu duh care se pot mânca sau bea sau dormi. Eu pururile am fost treaz, cum zice colom psaltire, nici se dormiteze și el se păzește. Că dacă n-ar fi fost eu diavol, aș fi făcut mare prăpăși, și vrăjmași și tăi văzut și nevăzut, eu te-am apărat. Și pururile am fost lângă tine și eu pururile am scris ce gândești tu, că eu știu gândurile tale. Ce vorbești tu, ce-ai făcut tu, bune și rezi. Asta se întâmplă ziua a doua, călduise pe sufletul unei amblată. Iar ziua a treia, se lunță după moarte, el nu vede pe noi ziua a întâi și a doua că e în casă. Vede că plânge mama, plânge sora sau soția sau soțul, vede că plânge neamul după el și el îi pare rău. Dar nu mai are grijă noastră, el se gândește la el. Ei rămân pe pământ, face ori pocăie, au vreme să mai facă fapte bune, dar eu unde mă duc? Cine mă va ajuta pe mine acolo? Și așa merge ziua a doua pe unea măștătă viață, iar ziua a treia lucru mai împlicoșat. Să mai dau îngeri încă la sufletul nostru 6 îngeri purtători de lumină și cu cel de la boteză 7, ca să treacă împlicoșate de vânt ale văzduhului. Ați auzit de cele 24 de vânt. Și se petrece lumea aici mereu, vămenii văzduhului, vămenii văzduhului. Este o condică, nu s-a ceva, adică sunt liturghii care merg un an de zile ca să ajute sufletul după moarte. Și costă 100 de lei de un singur nume, așa e pus, consiliu. Așa că vreau merg un an de zile, din ziua de azi până la anul, pentru sufletele, ca să fie ajutat sufletul când trece. Că biserica fiind mama noastră spirituală, ea se roagă acum, pentru vietul suflet, care e fiul ei, după dar de botez, să treacă ușor atunci vremenii văzuse. Așa este. Ce se întâmplă până să treacă vremenii văzuse? Atunci vede omul cât de folos era lui să fie mărturisit și să-i spovăduit. Dacă n-ar fi lăsat Dumnezeu între el și noi taina spovedanii, nici un om nu s-ar mântui. Că zicea Apostol Iacob, toți multe greșeli, nimeni nu-i fără păcat. Dar între noi și Dumnezeu s-a lătat taina spovedanii care e al doilea botez. Conduce preotul, s-a auzit la mărturisire. De vreme și cu al doilea botez te-ai botezat după rânduiala tainelor creștinești. Acum vede omul cât de folos era, dacă era mărturisit, când trece vremeni. De aceea vă rog, țineți minte, când vezi s-a bolnavit în casă, mama, sora, fratele, soția, nepotul, copilul, tata, cine-sa, nu aduce întâi doctor. Întâi adă preotul și îl spăvăduiește curat de toate păcatele. Nu, dar vreau să spun că trebuie să mărturisească omul de 4 ori pe an, toată viața, în cele 4 posturi. Asta e obligatoriu. Cât trăiește el, dar mai cu seamă că vechi s-a bolnavit rău, atunci cheamă preotul repede. Și da, nu că și-a legat limba și-a pierdut conștiința, nu. Că a dat din vreme când omul are mintea clară și ține minte. Și spune tată, mamă, băie, spune tot ce ai făcut. Pune-l să ia un călău să scrie, dacă știi. Și aduc aminte tot. Dacă ai reușit să faci o spovedanie bună, ai câștigat sufletul. Păi ce spun Sfinții Părinți, chiar de-a avut cineva păcate de moarte, foarte grele. Dacă a murit spovedut, o scoate biserică. Este un an numai pentru curățul de păcat.
Că până îl va îndelea nimine, curanul va intra într-o părăția cerului. Am văzut, se spune un sfânt care a văzut o mare de flăcări și de mare se ieșea porumbii ca zăpada și zbura la cer. Și acolo era iad, auză țipite și vaite. Cum, Doamne, din foc iese porumbii? Și sufletele oamenilor drepti care s-a curățit prin canon, stând în iad. Și-a plătit tot ce au avut de plătit. Că pentru că biserica intervine de aici mai tare ca prin orice, prin Sfânta Liturghie. Prin jertfa și răscumpărarea noastră, sângele lui Iisus Hristos, cum zice apostol, sângele lui ne curăță de orice păcat. Atunci, dacă a murit mărturisit și dacă Doamne ferește are păcate grele, El își face canonul, nu a apucat să-l facă, ci-l face dincolo, dar tot la binimit. Iar dacă a murit nespovăduit și a avut păcate de moarte grele, aproape cum a murit nebotezat. Toate surbe care se fac pe pământ foarte puțin îl ajută, fiindcă nimic necurat nu va intra într-o împărăție a cerului. Așa de bine am spus, când ajunge la vân, așa am așa dat dragi în vămile, dacă ar putea nici unul să nu treacă la cer. Pentru că știi de ce au ura asta și dar vestea asta pe oameni? Pentru că sufletele drepte completează numărul din care a căzut ei. Lumea asta atâta o ține Dumnezeu, cum arată Sfântul Simeon Nou Bogoslov, fără să va împlini numărul îngerilor căzuți din sufletele drepte. Nu știți la psalterii? Pliniva căderile de sus, zdrobiva capetele pe pământ ale multora. Până să împlinim numărul îngerilor care au căzut, că a fost foarte mult, atâta parte din îngeri, cum zice la Apocalipsa, a văzut un drac, un mare roșu, care a tăiat cu coada lui a treia parte din stelele cerului, a aruncat pe pământ. A căzut o treime de îngeri, de toate setele, n-a căzut numai de mirovini, de serafini, de toate, care au fost de un gând cu satana să se facă asemenea cu Dumnezeu. Și de ce am atâta lucruri? Că știe că fiecare suflet, dacă trece în cer, cum spune Evanghelia, și-o văzut toți ca îngerul Dumnezeu, și-au să facă în locul lor, să-l ia de legătorie, și-au mare, zice, o, Dumnezeu ne-a dat pe noi din cer, și sufletul ei trebuie să treacă pe aici la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu le-a dat voi, cu dreptate, că Dumnezeu și Doamne, numai milostiv. Și a făcut aceste stații, 24 de vârf. Și de cum ai pus, vama întâi vorbirea de rău, vama a doua prevetirea, vama a treia mânie, lăcomie și rămâi departe, de la cele mai mici păcate. Și cine n-a vorbit de rău, cine nu s-a mâniat, cine nu s-a lăcomit, cine nu s-a lenevit, cine n-a băut un pahar mai mult în viață. Ai văzut Sfânta Teodora când a ajuns la vama 11 a beție. Și mă minunam foarte că dragi mi-a dușit toate paharele de rațiu și de vin care le-am băut în viață. Și ne-a arătat și când și în care crismă și cu cine, cu mătru, cu cine am fost și de câte ori m-am îmbătat, de câte ori am băut. Și întrebam de simțenge, cum de știu aceștia toate și dacă ei au fost cât de la botez, să știi că mai are un înger de la ceata stăpânilor iadului, un diavol rău, care stă pe omul ăsta. Și așa scrie și ai gândit tu rău, și ai vorbit rău, și ai făcut păcat, scrie și el. Iar cel mai bun scrie și cele bune și cele rele, cum spune acum. Așa crede Biserica lui Hristos. Și atunci el, dacă a fost mărturisit, ce se întâmplă? Când vine cu zapetele unde am scris păcatele omului, nu le mai găsesc scrise. Unde, ce ui, unde vă, pe ăsta l-am avut eu cu păcate mari la mână. Că a făcut reclajă, că a fost preacolgat, că a fost gos, că a fost... Nu mai găsești scris. Duhul Sfânt, când a dedegat preotul pe pământ, a șters de acum. Cuvântul Hristos, tu ce va dedega preotul pe pământ, îi dedega și încet. Ați auzit? Ce va dedega pe pământ, îi dedega și încet. Deci, la spovedaină, taina așa, așa de mare este, are putere să-l curățe pe unde orice păcat, să-i dezege toate păcate. Numai dacă omul e cu minte și ține minte să mărturisească curat. Și trece în pricoșatele vămii ale văzducului a treia zi și este cântăresc faptele cele bune cu cele rele. Faptele cele bune sunt în formă de pietre scumpe. Și faptele cele rele sunt în formă de pietre obișnuite sau alte greutăți. Și sufletul e foarte înțelept, el vede singur încotro merge. Dacă la vama întâi, la a doua, la a noua, a văzut că trebuie păcatele mai greu, începe a plânge. Foarte așa se întrista, mai ales că vede la vama milioane de dragi care vor să răpească la fiecare vama.
Și îi zice Îngerul Păstor, nu te teme, frate, suflet, că nu știi judecățul Dumnezeu. Nu te teme, eu să-mi bagă să pare pe Îngerul că mi-e de atâtea milioane de dragi, un drag atâta de urât, că dacă ar veni aici unde stăm noi acum, acum el, el nu rămâne unul viu, toți murim. Asta urișiunea primită Îngerul căzut. Și sufletul că vede atâtea milioane, se bagă sub taripele unui, domnii mei îngeri, nu mă lăsau tare, mă tem de ăștia. Și zic îngeri, nu te temi, frate, sub, ești cu noi acum, noi suntem garda lui Dumnezeu cu tine. Doamne ferește, la pază zile, nu cumva să intri în mânăni lor. Da, acum n-ai grijă, că noi de păstă. Trece oamenii văzut în ziua a treia și în ziua a treia, exact când a ieșit din trup, în aceeași clipă, arunce prima dată sufletul nostru la scaunul prea sfinte și de viață păcătoare trăim. Ce vede el acolo? Că Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu nimeni nici o denioară nu l-a văzut. Dar ce vede sufletul atunci? Că Dumnezeu Iisus Hristos l-a văzut toată lumea și n-a fost Dumnezeu. Că l-a văzut Avram Dumnezeu, că l-a văzut Moise, da, l-a văzut cu pogorământ după închipuire, cum a vrut să arăte, dar ființa Dumnezeu nimeni n-a văzut, nimeni nu poate venea, nici Herobim, nici Serafim. Ființa Dumnezeu este inaccesibil oricărei minți raționare din cer. Dar și vede sufletul nostru a treia zi, când ajunge prima dată la tronul lui Dumnezeu. Iată ce vede, după mărturia Sfântului, vede o lumină negrăjită, de miliarde de ori mai tare ca soarele strălucind și miliarda Duhului Sfânt, aude cântările Herobimilor și a Serafimilor și apar niște nori aurii, de aur azurii, mergând spre răsărit. Și îngeri îngenunchează pe ei și sufletul și odată se opresc în loc către răsăritul. Și de aceea să ținem minte, ne închinăm la răsărit, când poate Sfânta Cruci, ne închinăm la răsărit. Pentru că tronul lui Dumnezeu l-a răsărit este. N-ai văzut ce spune Sfânta Scriptură? Și-a răsărit Dumnezeu rai în Eden spre răsăritul. N-a părut ce spune Isaul, răsărit este numele Lui. N-a părut ce spune Psaltirea că le aveți în casă. Și Dumnezeu care s-a suit peste șerurile de șerurilor spre răsăritul. El a răsărit de tronul prea simbitrin. Și se opresc norii aceștia și îngerii care stau în genunchi și sufletul care îl apel cu ei. Și a treia zi aude acest glas pe limba lui Adam. Duce sufletul acesta pe rai. Șase zile. Că șase zile trece sufletul nostru pe rai. Cu iuțara gândului. Și atunci îngerii cei buni îl iau cu iuțara fulgerilor și o duc spre grădinile raiului. Când ajunge sufletul acolo cu îngerii, nimeni nu poate spune aceasta vede și atunci vede acolo cu o foare din rai, cum spune Sfântul Andrei, e mai scumpă decât toate popoarele lumii, decât toate podoabele și abogățiile veacului de a. Pentru că așa floare are viață întreagă și niciodată în zece vede că nu se vestejește sau nu moare. Acolo vede el, cum am zis, raiul de sfățări, Palatul Nou Sion, Ierusalimul Celeș, câte spune Sfânta Scriptură. Dar cea mai mare bucurie, când aude cântările a milioane de îngeri de Ierovim și de drepți care cântă acolo, corturile drepturi despre care spune la Panașe de Corn, corturile drepturi, cum o spune Sfântul Cosma care a fost pe rai, numai acolo câtă frumusețe este, ajunge niște livezi, niște pometuri, care nu au margine. Și corturile drepturi sunt așa, apar niște pomi cu frunza de aur, cu florile de aur, și fiecare pom este un cort, și în cort este o masă de aur, și în pomii și aia cântă păsări, a cărora foaia aripilor lor, nimeni nu poate spune cât e de frumos. Acelea păsări nu mai mor în viacul, viacul. Și unele din păsări, și se minunează sufletul, că la unul cortul e de argint, la altul de mărgărintare, la altul de iacint, la altul de onix, la altul de sardoix, la altul de amesit, la altul de rubin, la altul de safir, de cele pietre scumpe care spune la Apocalipsă. Și vede că și mesele nu sunt toate la altul de aur. Și copașii rodesc pe o singură ramură câte 70 de feluri de pometuri, de feluri de roade. Cântă și frunzele pomilor, cântă și florile lor, cântă și păsările.
scurg râuri de mere și de lapte pentru vederea acelea ca oglinzele. E o mereală a Duhului Sfânt care omul nu poate spune. Și cea mai mare bucurie când trece pe acolo, alta este, se întâlnește cu neamurile lui. Voi să știți că de neamul nostru avem și la rai, avem și la ea, Dumnezeu e drept. Care a făcut rău s-a dus la ea, care a făcut bine la rai. Și acolo nu cunoști când ai ajuns numai pe bunicul sau pe străbunicul. Dacă te-aș întreba pe mama ta acum, cunoști pe bunicul dumneavoastră de 300 de ani în urmă, de unde să știi? Că de abia dacă cunoști de 160 de 100 de ani în urmă. Acolo nu, când eu am gură de aur arată, mă întreb dacă te cunosc în rai și ia aminte la Evanghelia cu bogatul și lasă. Când a murit bogatul, când a murit Avram cu mii de ani înainte, se cunoșteau și vorbeau, cum spunea acum, se cunosc, acolo țez înainte neamurile tare care sunt la bine și au palate de aur și de pete scumpe și livit. Băi, nepoată, băi, tu ești acutărea sau nepoate, tu ești acutărea din țara cu tare, din satul cu tare. Noi suntem neamul cu tine, noi am murit înaintea ta cu 600 de ani, cu mii de ani înaintea ta. Noi, tu ești acutărea, tu nu ne cunoști pe noi, noi te cunoaștem. Noi știm unde mergi tu cu tine, la judecata particulară a sufletului. La 4 zile se va alege cu tine unde mergi la bine sau la greu. Va milă la Dumnezeu și te va da la bine să vii la locașurile noastre, că arată ei și frumusețe au acolo, și palate, și minunății care nu poate să le înțeleagă omul. Și așa o petrec și neamurile lui și îngerii mergând pe rai 6 zile. Sufletul atunci uită cu totul că a trăit pe planeta asta, uită că a avut mamă, că a avut soră, că a avut frate. Uite că a avut, nu, pentru că el vede acolo alte bucurii străine cu totul de neamul, de etic, din lumea asta trecătoare. Și atunci îngerul de la botez când vede că el se bucură tare, acolo nimeni nu poate să sta supărat de atâta bucurie. Îngerul de la botez se apropie de el și spune așa, dacă știi că e drept, frate, suflet, ia ca la 40 de zile ai să vii să ocupi un loc de aici, iar dacă ar fi gripătător, frate, suflet, nu te bucura, nu te-am adus să rămâi aici, te-am adus să vezi, numai așa ai pierdut în puțină vreme pe pământ, dacă n-ai avut frică ca Dumnezeu și nu te-ai mai turistit și n-ai postit și n-ai mai la biserică și n-ai făcut fapte bune. Când aude el că n-ar să rămâi acolo, chiar crede că va rămâne în veci. Cât de mare bucurie acolo el se mânește și se te aprânge cu oameni. Cum n-am să rămân aici? Nu. De aici treci numai ca să vezi în puțină vreme. Și-au câștigat oameni cu frică Dumnezeu și-au pierdut cei necredincioși care nu s-a închinat lui Dumnezeu. Așa trece 6 zile pe rai și cu 3 care au fost până au ajuns la tronul preasfintei trebuie să fac 9. Iar la 9 zile vine iarăși ca fulgerile cerului pe nori, îngerii și-l aduc înaintea preasfintei trei. În lumina așa neapropiată, gânditoare, el nu vede pe Dumnezeu, că nici rovimi nu-l văd, numai lumină și lumină negrăită, care nu se poate spune, și se opresc norii aceștia și la 9 zile aude acest cuvânt, dacă sufletul e drept. Sufletul acesta să aibă desfătarea și bucuria așa fără mare la celor 97 îngeri. Iar dacă e păcătos, să n-aibă parte de fericirea și slava celor 97. Acest cuvânt îl aude la 9 zile. Și aude acest dușe sufletul acesta pe neam 30 de zile. Și aleu îngerii se întorc către mează noapte și către apusul la locul iadului, care nu mai au mare. Și atunci sufletul când aduce la Iași, când vede acolo vedere și spune Sfânta Scriptură, iadul cel mai de jos, fântâna adâncului, iezul de foc de la Apocalips, acolo vede el vermine cel neadormit despre care a spus Hristos Dumnezeu nostru, focul cel nestins, Gehena, foc negru care de miliarde de ori mai fermit decât ăsta și care n-are margine adâncimea lui. Acolo vede el întunericul cel mai din afară, cel mai dinăuntru, strâșnirea dintr-o și tartărul, câte mânci au auzit în Sfânta Evanghelie și în Scriptură. Și când vede atâtea feluri de mânci și atâtea feluri de draște, vede acolo muncindu-se neamuri de-a lui, cum vedeam înainte în rai. Și așa știu unde trece, iese înainte, strigă la ei, frate, nepoate, nepotule, vărule, moșule, m-a dat de doi la judecata particulară, te rugăm din inimă, adu-ți aminte de noi și te roagă dacă te-a dat la bine. Uite, ne mușim aici de 400 de ani, de 600 de 1000 de ani, fiecare spune. După cum se bucuram înainte în rai că a văzut pe neamurile lui la bine, a fost scăpat de ei, că tot neamul de-a lui care a fost la rău rânduit. Și trece 30
basilicul și țara Dzândului, ca fulgerul și vede nenumărate și negrăitele și nenumitele munți ale iadului. Deci 30 de zile pe neașul cu nouă care a fost căzător din rai, 39, iar în ziua a 40 ale Eugeniei și-l întorc a treia oară la scaunul preasfinte și de viață pe căsare trece. Și-l aducă lumina așa neapropiată, gânditoare, și atunci aude la 40 de zile acest glas în limba aramaică lui Adam. Dacă-i drept, zice așa, duce sufletul acesta în Gan Eden, adică în desătare și bucurie fără margine. Iar dacă Doamne ferește și păcător să aude acest glas, duce sufletul acesta în Sheol sau Hades, adică iad și munt. Și Îngerul Dumnezeu, cât de bun și prea milostiv, dacă le-a dat ordine să-l ducă la greu, îl duc la greu, îl duc în iad. Dacă ar vedea cineva cum să roagă sufletul nostru atunci la Înger, când vede că-l duc la munți, ar prinde temeliile pământului. Se bagă sub tare pe Îngerii lui Dumnezeu, cei prea sfinți, cei prea buni, nu mă lăsați, unii mă duceți, într-o acuie mâine mă dați, cine aș vă mai scoate pe mine de acolo, cine mă are în mine, cine știe de pe fața pământului și cine mă duc eu acum. Iar Îngerii plâng și spun, frate suflete, noi suntem slujile lui Dumnezeu, noi avem poruncă că nu putem face nimic mai mult decât cum poruncește ziditorul, să te ducem la bine sau la greu. Și-l duc, dacă Doamne ferește, e rău la rău, iar dacă e bun, îl duc în rai, potrivit cu faptele lui bune sau rău. Așa asta se întâmplă la 40 de zile după moarte. De aceea, biserica, care e mama noastră duhovnicească, mama noastră spirituală, are mare grijă să facă pomenire după moarte la 3 zile, la 9 zile și la 40 zile. Pentru că atunci se hotărăște unde va sta sufletul nostru, la bine sau la greu. De la 40 zile mai rămâne o portiță deschisă pentru suflet. Dacă sufletul a fost credință ortodoxă adevărată și a fost fiul adevărat al Bisericii lui Hristos, n-a trecut la secte sau la alte rătășiri, biserica îl poate scoate. Biserica e mama noastră spirituală, ea ne-a născut pe noi la Dumnezeu cu botez prin apă și prin Duh. Biserica este stârjul întărirea adevărului, biserica e trupul lui Hristos, biserica e mireasa mielului. Cum spune la Apocalips, are mare îndrăneală către capul ei din cer. Asta aude și spune în Evanghelie, eu sunt bușul movit, adică trunchiul, copacul, și voi sunteți ramurile. Toată vița care rămâne într-o mine aduce roadă multă și care nu rămâne în foc sare. Îi vă dați de seamă? Care nu rămâne în biserică, nu rămâne în trupul lui Hristos, care s-a rupt de la biserică, orice sectă ar fi. Vă stăm atunci care aici te-am dea în pânză în lumea, că sunt 100 de secte numai în Europa. Aici sunt neghine prin grâu, aici sunt semințele satane. Doamne, zice, n-ai semăna sămânță bună în țară, Natanie, dar de unde are neghine? Și un om vrăjmaș a făcut așa, diavol. Așa de-a sunt buriene crescute la umbra bisericii. Oamenii străcați la minte și la credință, care satana prin care vrea să rătășească și pe alții, să nu-i ascultați. Cine s-a rupt de la biserică, s-a rupt de la trupul lui Hristos. Ia să vă dau o imagine. Dacă copacul ăsta acum ar fi încărcat cu flori până sus, sau coloane, un copac roditor, și dacă o mlădită s-a rupt de acolo cumva și a căzut de greutatea roadelor, sau jos, mai rodește, ce e? Ce se întâmplă? Să o sucă și o punem pe foc. Așa e sufletul care s-a rupt de la biserică, s-a rupt de la trupul lui Hristos, că biserica, cum spune Marele Apostol Pavel, este trupul lui Hristos. Și așa m-a dit acest suflet care s-a rupt de la biserică, în veacul veacului nu mai rodește și nici mântuire nu are. Pentru că Duhul Sfânt și seva Duhului Sfânt vine numai prin punerea mâinilor de la apostol la episcop, de la episcop la preot și la preot se lucrează pe tainele care le-a rânduit Dumnezeu să lucreze preotul ca economia tainelor Dumnezeu. Pe altă care nu vine Duhul Sfânt în biserică. Feriți-vă, fugiți cât puteți, ca de diavol, de cei care vă învață să nu mă ținați Sfintei Cruci sau Maicii Domnului, sau să nu mergi la biserică, sau să nu ascultați de preoți, aceia vin cu satana în inimă și în minte, să vă rupă de la biserică, de la adevărul nostru dogmatic, de la credința noastră care predomine de 2000 de ani de la Hristos, și i-a ieșit amul ca și feșurile după paie, că toate sectele am mai mult din Occident. Cele mai multe a venit de la oameni stricați,
Eu am o sectologie care este părerea acum la București. Am arătat-o istoricul. De unde a venit, cu ce scop a venit, vine cu scop să ne strige și credința și sufletul, să ne piardă și sufletele. Nu ieșiți din corabia mântuirii, nu plecați din Biserica lui Hristos. Biserica mama noastră spirituală, ea v-a născut prin duce prin apă la botez. Deci să cinstiți biserica și pe preoți și pe arțării și pe Sfântul Sinod. Țineți-vă de biserica noastră și de totdeauna să fiți cetățeni buni, să ascultați de puterea statului, de stăpânirea pusă de Dumnezeu, să plătiți dar de cum zicea apostolul, dați celor cu cinste aceste, celor cu dar de-a dar de, celor cu frică, frică și nimeni nimărui cu nimic să nu rămâne dator. Și spune la romani, tot sufletul să se supună stăpânirilor celor mai înalte, că nu este stăpânire decât de la Dumnezeu. Și iar spune, celălalt nu supune stăpânirilor, legile lui Dumnezeu se împotrivesc. A ajut o sectă blastamată, foarte periculoasă pentru țară și biserică, care se cheamă Martul lui Jehova. Deci ei mai învejunați contra conducerii de stașa bisericii. Se folosesc ca de dragi, ca de satana de ăștia. Aici nu numai că nu sunt creștini, sunt mai rei decât toți păgânii. Că nu recunosc nici conducerea noastră care a rânduit de Dumnezeu a statului, nici a bisericii. A fost unul la mine, am avut discuții cu el. Aici. Părintele de orice secte, rămâneți fii ai Bisericii lui Hristos, cum a fost părinții voștri și bunicii voștri și strămoșii și răstrăbunicii voștri din viață. Rămâneți în biserică, țineți-vă de mama voastră, că tot biserica, Doamne ferește, chiar dacă după moarte merge omul la greu, îl poate scoate prin dumnezeiască liturghie, prin pomeniri și prin jertfe. Iar fără de biserică nu este mântuit. Cine a ieșit din biserică, nu mai are pe Hristos, că biserica este trupul lui Hristos. Cine a ieșit din biserică, nu mai este fiul după darul lui Dumnezeu din botez, e fiul al satanei, care s-a rupt de la mama lui duhovnicească și a luat-o după capul lui și s-a pierdut. Dumnezeu să vă ajute, mergeți sănătoși cu acestea închei și vă rog de toată inima să aveți trupul lui Dumnezeu, să nu uitați rugăciunea și să vă rugați pentru noi. Amin. Credințe. Că credem într-una sobonișească și apostolică biserică. Una, nu o sută. Băgați de seamă, vai și amar de ceea care s-a despărțit de biserica lui Hristos. Nu există 1000 de biserici. Una este biserica sobonișească ortodoxă, întreaga lume. Cei s-a despărțit de biserică nu au mântuit. Biserica stâlp și întărirea adevărului. Biserica e trupul lui Hristos, cum zice Marele Apostol Pavel, a căruia cap este în cerul. Cei ce s-au rupt de la biserică și a trecut la vreo sectă oarecare, n-are mântuire în veșii veșilor, măcar dar face orice fapte bune. Pentru că același apostol a spus că credința este moartă fără fapte, și faptele fără dreapta credință sunt moarte. Sfântul Efrem Sirul zice, când mintea a părăsit scopul blagoșeștii, adică al dreptei credințe, toate faptele bune nu mai folosește. Și faciri și din India, și bonzi, și iogi, postel și se roagă, dar pentru cine? Pentru satana, nu pentru Hristos. Nu primește Dumnezeu nicio faptă bună dacă nu se face după dreptarul ortodoxiei. Auzi ce spune Marele Apostol Pavel, pace peste cei ce vor umbla cu dreptarul acesta și peste tot alesul lui Dumnezeu, adică cei ce au umblat cu dreapta credință. Nu este mântuirea afară de biserică. Biserica e trupul lui Hristos. Ia să vă dau o pildă că am văzut la Arad, în catedrala episcopiei, acum vreo, mi-aduc aminte despre era și eu biserica. Iată că acest brad, să zicem că este un pom roditor și e încărcat cu roade până în vârf sau cu flori. Și deodată o ramură a vrut să rupe și cază vreo să încărcată de flori sau de roade. Să-mi spui mie, mlădica așa e mai poate rodi? Nu poate înflori mai departe, nu, dar de ce-i bună? Se usucă și în foc să arunc.
Hristos a spus că El e trupul bisericii. Eu sunt bușumul vieții și voi sunteți ramurile. Toată mlădița care rămâne în bușum aduce roadă mult. Și aceea care se taie și se rupe din bușum, se taie deci și în foc să arunce. Așa este oricine s-a rupt de la biserică. În general, orice sect ar fi, care s-a rupt de la biserică, este soltită focului celui veșnic. Nu mai are soba Duhului Sfânt. Hristos este trunchiul, este corpul copacului. El a dat Duhul Sfânt în biserica sa prin punerea mâinilor. Tot apostolul a fost episcop. Și eu, prin punerea mâinilor, a simțit alți episcopi, cum a fost Tit și Timotei și Filimon și ceilalți. Și, prin punerea mâinilor, arhiereul trimite mai departe, prin succesiunea apostolică, Duhul Sfânt peste toți preoții și diaconi. Ia preotul, după ce a primit Duhul Sfânt la hirotonie, prin celelalte taine cuvenite lui, simțite pe toți credincioși. Pe altă care nu vine Duhul Sfânt în sufletul omului, decât numai și numai pe calea care a arătat-o Hristos. Hristos le spune la apostoli, nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Oare când alege Dumnezeu poate să greșească? Cine știe inimile și rărunce fiecare ca Dumnezeu? Când au ales el 12 oameni și alți 70, apă aleși sunt. Și nu numai că i-a ales, i-a dat mari puteri și privilegii la acești aleși ai săi. Că nu la tot omul și la tot sectarul a dat Hristos putere să lege păcatele lumii, sau să boteze, sau să facă minuni, sau să scoată drașii, sau să facă alte semne. Nu! Și acești 12 apostoli care i-a ales, le-a spus, stați în Ierusalim până vă veți îmbrăca cu putere de sus, până a venit Duhul Sfânt în chip de limbi de foc și l-a îmbrăcat cu putere. Ce spun nebunii de Pentecostal? Când ia botezul cu Duhul Sfânt, anatema acestei păreri, blestămate, numai apostolul ia botezul cu Duhul Sfânt și cu foc, că lor le-a dat putere să făvăduiască, să învețe și să boteze. Și i-a spus că într-un numele meu drăi veți scoate, în limbi nou veți grăi. Și mai departe, mergând învățați toate poporile a Fiului și a Sfântului Duh, lor le-a dat putere să boteze, lor le-a dat putere să facă minuni, lor le-a dat putere să predice și tot merg la apostoli, le-a dat putere să lege, să delege păcatele lumii. Ce zice? A suflat asupra lor și a zis, nu luați Duh Sfânt. Oricărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și oricărora le veți ținea, vor fi ținute. Numai prin biserică se poate face iertarea păcatelor, numai biserica are putere prin arhierei și preotul săi să lege, să delege păcatele lor. Nu vă înșelați nebunii aceia care vă învață că pot ierta păcatele afară de preot și de episcop. Niciodată să nu crede misiunile lor. Hristos a dat puterea apostolilor săi și apostolii prin punerea mâinii a dat puterea la preoți. Deci fără preot nu este mântuire, fără preot nu este iertare și deslegare. Fără darul preoției și al arhierei nu este biserică, că zice Sfântul Ciprian, fără arhiereu biserica nu este biserică și fără preot creștinul nu se poate numi creștin. Deci țineți-vă de Biserica lui Hristos, care de 2000 de ani stăpânește miliarde de suflete, nu ieșiți din corabia mântuirii, nu vă băgați în luntre spate și vă aruncați în valul iadului și să vă pare că vă mântuiți afară de biserică. Cine e afară de Hristos, acela e afară de biserică. Cine e afară de biserică, acela e afară de la Hristos. Pentru că biserica este trupul lui Hristos, rămâneți în Hristos, rămâneți în buciumul vieții, în trunchiul și trupul lui Hristos, care este biserica,
Și nu vă înșelați că mai este mântuire afară de biserică. Dumnezeu să vă ajute, amin. Este un lucru. Judecata de apoi va judeca și pe îngeri, adică pe dragi, și toate popoarele lumii, și atunci va plăti fiecare după faptele lui, cum zice, când va veni fiul omul într-o slava sa, va pune pe păcători de-a dreapta, pe păcători de-a stânga sa, pe drept de-a dreapta sa, și va plăti fiecare după faptele lui. Dar să știți, judecata universală a lumii va fi anunțată întâi prin arătarea semnului Sfintei Cruci, că zice, și vor vedea pe nori cerului semnul Fiul Omului. După arătarea Crucii Mântuitorului, care va veni pe noi și va străluși lumea de mult mai tare decât soarele, când vor vedea toate poporile păgâne și cei ce nu cinstesc Sfânta Cruci, că crucea vine înaintea Împăratului Slavii, pe nori cerului și o aduc îngerii, și va lumina toate popoarele, atunci conduce la Evanghelistul Matei, când vor vedea Sfânta Cruce, vor plânge toate popoarele lumii, că vor cunoaște a cui semnul ăsta care vine. Cine vine după el? Cine a avut crucea? Cine s-a răstignit Hristos? Deci, era obicei la împărații Rome și la Egiptul, când avea să vină împăratul într-o cetate, să-i ducă scitrul lui înainte. Mergea toiagul împărătesc de aur, îl ducea niște suci, ce vine un împărat. Așa vor aduce Îngerii Sfânta Cruce pe nori cerului înainte de a veni judecata lumii. Și când vor venea, că strălușește crucea toate marnele lumii, toate popoarele păgânii care au hulit crucea și nu s-a îngeșat, cei ce au fost creștini și au înjurat-o, nu s-a pocăit, în mare frică și cutremur vor fi, știind că în urma crucei vine cela care s-a răstignit pe dânsa și care a avut o armă cu care a dărâmat iadul. Deci, după arătarea Sfintei Cruci, al doilea semn al judecății este trâmbița. În glasul trâmbiței de apoi, dar fac întrebarea unii din sfinți, că apostolul zice că tot ne vom schimba în glasul trâmbiței de apoi, într-o clipeală a ochiului. Iară Evanghelia spune așa, că va trimite Dumnezeu pe îngerii săi cu trâmbițe. Oare o trâmbiță va fi? Nu! Când auzi glasul trâmbiței, glasul lui Hristos, așa înțeles se zice pe ei. Iar când auzi că va trimite pe îngerii săi cu trâmbițe, aceste trâmbițe vor fi purtate de milioane de îngeri. Care îngeri vor veni cu trâmbițele acestea? Ne arată că Sfântul Grigorie Bogoslovul. Șapta înșepătoriilor sau a căpetenilor. Ăștia care păzesc acum hotarele împărătiei lumii. Fiindcă fiecare țară are îngerul său, fiecare oraș are îngerul său, fiecare sat are îngerul său, fiecare regiune are îngerul său, cum arată Dumnezeu. Acești îngeri care păzesc satele, orașele, ținuturile și țările sunt îngeri de la începătorii. Întâi e șata îngerul, a doua e sunt arhanghelii și a treilea sunt căpetenile sau începătorile. Asta misiune o au ei, după cum stăpânirii o cărmuiesc văzducurile și vânturile, ăștia păzesc hotarele limbilor. Este și aia și atunci mare proroc Moise și-au pus hotarele țărilor după numărul îngerului Dumnezeu. Dar nu numai fiecare țară are înger, fiecare sat, fiecare oraș și fiecare om de la Dumnezeu cu botez, asta și este așa mare a creștinismului. La popoarele păgâne de bine este un înger la o țară, la un sat, la un oraș mare, iar la creștinii ortodoși, fiecare are îngerul său păzitor. Ce vor face acești îngeri la judecată? Vor suna cu trâmbițe de aur și auzi, spune Sfântul Grigorie Bogoslovul, cuvânt la judecata de apoi. Cât de puternice vor fi aceste trâmbițe? Ce trâmbițe duce vor fi acestea care vor spinteca văzduhurile? Vor spinteca stânghiile? Vor deschide mormânturile, vor deschide ușile iadului, vor deschide în sus părțile cerurilor. Atâta cu tremur. Se va cătăna pământul ca o frunză când vor începe așa ce trâmbițe,
toate popoarele lumii vor fi în mare spaimă și de-ar putea să mai mor atunci, a murit de mii de ori, de glasul și al jalnic al trâmbițului. Și când vă suna aceste trâmbițe, gândiți-vă, vor deschide mormânturile de la începutul zidirii lumii, de când a murit primul om până astăzi, și la glasul acestor trâmbițe, Duhul Sfânt va veni să învie pe toți oamenii de la începutul zidirii lumii. Din cele patru stihii făsut corpul omului, din pământ, din apă, din aer și din foc, și într-o clăpeală a vocilor se vor face trupurile noastre înapoi din aceste patru elemente din care au fost făcute până ce am trăit pe pământ. Aceste trâmbiți, când vor suna și se vor scula toate popoarele lumii de la zădirea lumii pe pământ și vor zbura în văzduh și vor sta într-o întâmpinare a Domnului, că pământul nu-i va încăpea chiar de-ar fi cât furnicile de mici, în văzduh vor sta. Tronul judecății va sta deasupra Văii Plângere, care a fost la Ierusalim, știți, Valea Ghețimani, la miază zi răsărit de Ierusalim, Valea Plângerii sau Părâul Cedrul sau Valea Ghețimani. Deasupra acelui râu Părăiaș și a muntelui Elionul și Ierusalim va sta în văzduh tronul Mântuitorului, iar văzduhul peste tot pământul va fi plin de îngeri și de oameni și de sufletele drepte. Atunci când va suna, trâmbițele acestea nu vor avea putere să sune numai în jos, ci și în sus, odată cu deschiderea iadului, odată cu deschiderea cerurilor, va chema nu numai sufletele oamenilor la judecată, ci pe toți dragii care n-au număr, toate duhurile va scoate din iad și va chema la judecată. Să dea seama de ce au înșelat lumea, atâtea mii de ani și-au îndemnat pe oameni să facă rău, de ce nu s-a supus poruncii Zidătorului. Atunci se va primi ceea ce spune prorocul David, chema vașerul de sus și pământul de jos ca să aleagă pe norodul său. Când aude că va chema șerul, înseamnă toate puterile îngerești și toți sfântul din cer se vor coborî la glasul trâmbițelor și când auzi că pământul de jos, toți oamenii care sunt din pământ și toate duhurile din iad vor fi chemate în văzduh să dea seama de răutatea lor. Și zice, chema vașerul de sus și pământul de jos pentru ce? Ca să aleagă pe norodul său. Atunci va despărți, cum spune Evanghelia, pe cei păcători de cei drepți, cum desparte păstorul oile de capri. Și vor merge cei ce au făcut cele bune în viața veșnică, iar cei ce au făcut cele rele într-o muncă și o sânda și veșnică. Dar, frații mei, când va veni trimița judecății și milioane de trimiți vor învia pe toți, ori așa să înviem noi, cum suntem acum și cum murim, așa o să înviem, cu tare un sau femeie care îl văd aici, așa va învia. Doamne ferește, la judecată nu este vârstă și nu este materia care o vezi. Toți vor învia la vârsta de 30 de ani. Nu mai este copil și bătrân, vârsta care a avut-o Mântuitorul la botez. Toți vor fi la vârsta de 30 de ani, afară de asta. Să știți, când vor învia miliardele și miliarde de oameni, fiecare trup va străluci după cum i-a fost faptele. Iată aici câteva suflete. Nu va fi unul exact ca celălalt. După faptele lui, cei ce vor fi păcători, vor fi trupuri întunecate, care va fi mai păcători și mai întunecate și alte cadrașe de întunecate. Iar alții mai alt, puțin mai alt, puțin mai luminoși, că zice Sfântul Efrem, pe așezarea așa din afară la judecată se va cunoaște faptele omului. Și nu numai atâta. Când va întâmpina pe Domnul în văzduh, cei păcători și răi de tot n-ar să margă în văzduh, ca să rămâi pe pământ. Iar cei de el, după măsura dreptății, ar să ridice în sus. Unii ar să fie de un metru de la pământ, altul de 100, altul de 1000, altul în nori și așa mai, după fapte. De aici ar să cunoască dreptatea lui Dumnezeu. Te-a tras pământul, ai surgit pământul în lumea asta și faptul îl pământești, stai pe pământ, că de acolo merge în ea. Iar și e drept, dacă s-a ridicat o palmă la pământ, în veci și veci, tot în sus vor merge. Merge-vă, cum ați auzit și spune prorocul, din putere în putere.
din slavă în slavă, spre Dumnezeu care nu are margine, cei s-au îmbrănicit să zboare de pe pământ, iar cei și-a rămas pe pământ, mânt cu drații în jos, unde vor fi osândiți. Așa va fi la judecată, trupurile care vom primi atunci nu mai au moarte. Acele trupuri ard în veci vecilor, nu se mai topesc. Că nu mai sunt trupuri materiale ca acestea care se frige de o lumânare și de un chibrit. Ce fel de trupuri vom primi la judecată? Auziți pe Marele Apostol Pavel, ce zice? Seamănă-se într-o slăbiciune, sculasă-vă într-o putere. Trupul care a primit drept după judecată, știți voi câte putere are? Poate clăti un drept lumea toată ca pe un măr. Poate muta munță din lume, poate veni toate voștirile lumii numai cu oamenii în țară, atâta puterea să aibă drepte. Seamănă, să zice, într-o slăbiciune, sculasă-vă într-o putere. Și iarăși, zice, a fost o a doua însușire. Seamănă, să într-o neșinste, sculasă-vă într-o slavă. Ce să mâneam noi la mormânt? Voi nu vedeți verm, putoare, mâncare, avem o țărână, ce-i greață. Du-te la omul după și la îngropa și el mai iubit al tău. Că miroase mai mult decât toate closetele lumii la câteva zile. Ți-i greață, fugi de dânsul. Așa ar să scoale. Da, cei păcătoși se vor cura tot cu trupul nestricășoasă, dar întunecate și urite, care va spune faptele lor. Ia așa-i drept, nu? Seamănă sunt un neșinste. Pentru că mâncarea vermilor suntem și țărână și putoare și au nimic mai mult. Sculasă-vă într-o slavă, trupurile drepților vor fi mult mai strălușite decât soarele, cum spune Mântuitorul. Atunci drepții vor străluși ca soarele într-o împărăție a Tatălui meu. Ia faceți-vă voi o privire acum. Dacă ar fi drept anează și ai vedea soarele pe ce? Nu mai mi-ai vedea un soare și ai mai vedea un soare și ai mai vedea 100 de soare și ai mai vedea 1000 de soare. Că de groază, n-ai știu un stăduș, mori de frică. Dacă îl vor veni milioane de drepți și vor străluși mai tare decât soarele, ce lumină va fi atunci? Ce spaimă și ce minune mare va încojura tot pământul, că vă vedea atâta slavă a dreptului care vine? Așa vor veni drepți cu slavă mai mare decât soarele. Și iarăși zice mai la Apostol Pavel, seamănă-se trup sufletesc, sculasă-vă trup duhovnicesc. Nu se mai scoală trupul ăsta de țărână așa. Trupurile duhovnicești, știți voi câte putere au? Acestea atâta subțirătate au, cum arată Marele Vasile, cum arată fericitul Ieronim și Dumnezeu cu gură de aur. Trupurile duhovnicești, mai repede ca razele fulgi, au fost să margă. Așa e sufletul nostru după ce este din trup. Că zice prorocul Ezechiel, alergavă, Doamne, în grabă și mai repede ca razele fulgerilor, sufletele drepturi se vor întoarce la tine. Voi credeți că sufletul după ce iese din trup merge ca, așa ca noi? Mai repede ca fulgerul merge, că așa merge și îngerul de repede. Poate înfungera lumea câte clipii din ochi. Așa trupurile duhovnicești, cum arată Dumnezeu de părinți, ca fulgerul se vor purta. Într-o clipeală din voi trupul duhovnicesc ca dreptul să pogoară în iad, să se înșeze, duce la marginea lumii, nimeni nu-l mai poate opri. Atâta de subțiri și atâta putere are de alergare. Și auzi și spune, seamănă-se într-o stricășune, al patrulea însușire a trupului, sculasă-vă într-o nestricășune. Păi nu seamănăm în stricășune, nu-l vezi că se strică mortul încât e viu dacă nu-l îngoci repede. Și apoi în groapă nu decât să face țărână și putoare. Dar sculasă-vă, zice într-o nestricășune Marele Apostol Pavel. Trupurile dreptul după înviere nu se mai pot tăia de sedi, nu se mai pot arde de foc, nu mai pot fi bolnavi, nu mai este la dânsări bătrânețe, slăbiciune, boală. Aceste trupuri nu se mai pot ținea de lăcăși, nu le mai pot să încuia. Ele trec pe ușurile încuiate, cum a trecut Mântuitorul după înviere. Aceste trupuri stricășoase devin nestricășoase, nu le mai arde nici focul, nu le mai taie nici sabia, nu mai știu o stăneală, nu se pot bătama nici de o armă, nici de un fel de nimic. Acestea sunt cele patru însușiri ale trupurilor dreptilor după înviere, când va suna judecata trâmbiță de apoi
și fericiți de trei ori fericit este acela care să va venisi de însușirile acestea, să fie drept înaintea Dumnezeu, să primească aceste puteri, adică nestricăciunea, cinstea, puterea, duhovnicia și slavă. Îngerii de la care păzesc stihide și care vor suna sunt îngerii păzitori care îl păzesc pe om de la dumnezeiescul botez și până la moartea lui. De aceea sunteți datori totdeauna când vă rugați Dumnezeu seara dimineața, pe lângă alte rugăciuni, să faceți câteva încenăciuni sau metanii la îngerul păzător și să ziceți așa: Sfinte Îngerii Păzătorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătos. Rugați-vă și la înger că El călătorește cu voi toată viața, la moarte, prin vremele văzduhului 40 de zile, până la judecata particulară și în vremea de apoi mijloșește milă pentru sufletul care l-a păzit. Amin. Thank you.